Sindicatele din rafinărie au oprit livrările de carburanți către stațiile de benzină, iar multe din sensurile giratorii sunt blocate de mașinile de mare tonaj care nu pot circula prin aceste puncte. Gunoierii s-au alăturat și ei grevei în cea de-a șasea zi de mobilizare sindicală. Elevii, studenții și personalul didactic protestează în multe licee și universități. La Universitatea din Rennes, intrarea a fost blocată în această dimineață cu mese și scaune. Circulația feroviară și transportul în comun parizian sunt perturbate. Sunt trenuri, autobuze și tramvai anulate, iar metroul circulă cu dificultate pe cele mai multe linii. Aeroporturile Orly și Charles de Gaulle, cele două mari porți aeriene din Paris, au anunțat zboruri anulate și întârzieri. Bon, en fait, cette grève vraiment nous a tellement impacté que tous nos horaires sont vraiment décalés, les trains sont supprimés. Je sais que vraiment c'est pour une grande cause quoi, mais bon. Bien sûr ça m'impacte parce que voilà, il faut que j'arrive au travail comme tout le monde. Voilà, j'aime pas être stressé sur le chemin. Et deux, c'est important, c'est capital. Parce qu'en fait il s'agit d'une retraite. C'est pour ça qu'on travaille toute une vie. Donc voilà, moi je sors pas pour voilà pour militer pour ça, mais je leur donne raison pour ce qu'ils font. Legea de reformare a sistemului de pensii se discută acum în Senat. Cele două mari nemulțumiri ale sindicatelor rămân creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani și majorarea perioadei de cotizare. Guvernul nu vrea să dea un pas înapoi, iar sindicatele spun că vor continua să protesteze și să blocheze Franța.